Andreea Bălan nu mai poate face copii. Cum a reacționat Tiberiu Argint? Cum a reacționat Tiberiu Argint când a aflat că Andreea Bălan nu mai poate face copii? Andreea Bălan și Tiberiu Argint formează un cuplu de mai bine de un an de zile. Cei doi au sărbătorit prima lor aniversare în urmă cu aproximativ o lună, într-o vacanță de vis în Dubai. Tiberiu Argint a apărut în viața celebrei cântărețe într-o perioadă foarte tensionată, după despărțirea de fostul soț, George Burcea. Blondina și actorul au împreună două fetițe, Clara și Ella. Fiicele ei înseamnă totul pentru Andreea Bălan. Cea mai mare frică a vedetei este să fie respinsă de iubitul ei, pentru că aceasta nu mai poate face copii. Un apropiat al celor doi susține că Tiberiu Argint este foarte înțelegător cu iubita lui când vine vorba de acest subiect. Ea nu mai poate face copii, iar iubitul ei trebuia să știe asta. Ideea e că poate și el își dorește copii, pentru că e tânăr, totuși, iar Andreea nu poate avea copii. Asta era frica ei cea mai mare, să fie respinsă din acest motiv. Poate vor găsi o soluție. Tiberiu chiar ține la Andreea și a ajutat-o să își învingă această frică, a mărturisit un apropiat al cuplului. Andreea Bălan își dorește mai mulți copii. Andreea Bălan își dorește să aibă mai mulți copii, motiv pentru care s-a gândit la mai multe variante. Ea s-a interesat de o mamă surogat, însă acest proces este mult prea complicat în România. Discutând cu tot felul de medici și spunând că mă deranjează că nu mai pot face copii, am avut o discuție interesantă cu o doctoriță foarte drăguță. Care mi-a explicat că a apelat la o mamă surogat, dar a fost mai complicat. La modul că sora mamei respective a născut copilul și pentru că în România nu e legală procedura a fost necesar procesul de adopție. Astfel, în acte copilul este adoptat și mie personal mi se pare o tâmpenie. Mi se pare că trebuie să existe această opțiune pentru că există multe femei în situația mea care nu mai pot face copii. Eu am o prietenă care încearcă de ani de zile să rămână însărcinată in vitro și nu reușește. E păcat, de ce să nu oferi această șansă? Sunt multe femei care, pentru bani, vor să poarte copilul altei femei. Poate ele au nevoie de acei bani și, în felul ăsta, pot ajuta și alte femei care nu pot face copii.
Mi se pare o prostie că statul român nu permite lucrul ăsta, a declarat celebra cântăreață, pentru Viva.